a doua zi de Oslo. Vremea e bizară. Ne plouă. Elefant bizar. Ne plouă puțin, dar nu rău. E o scuipiceală așa. Am ieșit la vânat. La vânat peisaje și monumente și vederi și cadre. Da, asta e, vremea e mai nasoală, e mai norat, a început a și nins un pic mai devreme. Da, subțirel. 2 grade, 3 grade, nu știu cât sunt. Nu mai este soare, arată că ar ieși soarele undeva mai încolo, pe la 6-7. La ei oricum se întunecă mult mai târziu, pe la 9-9 jumate. Și răsare soarele la 5. Acum suntem într-un parc foarte aproape de cazarea noastră, de Airbnb-ul nostru. Și în părculeț aici este un pod minunat cu sculpturi ale lui, cum îl cheamă pe domnul mare artist? Vinegard. Este un artist uriaș al lor. Bineînțeles, numele ne este destul de greu de pronunțat pentru noi și de reținut. Hai să vedem. Are peste 12.000 de desene, câteva sute de sculpturi, toate prezente în muzeul de lângă parcul acesta, iar parte din ele cred că sunt expuse chiar aici, pe acest pod, parte din aceste sculpturi. Asta e părculețul și acum vom traversa și noi încet acest pod. Cum îl cheamă? Vigeland îl cheamă. Un artist foarte important pentru cultura norvegiană. 12.000 de picturi, ceva uriaș. Din câte observ, sculpturile sunt parcă într-o idee umanistă și cred că prezintă ceva trăiri, sentimente și tot felul de activități ale oamenilor, interacțiuni. Interesant. Tot aici mai e un muzeu, by Muzet, nu știu exact ce e acolo, ce n-am ajuns la el, dar sunt probabil tot așa ceva, expoziții de artă. Nu știu să vă dau mai multe detalii, în orice caz, ne continuăm incursiunea. Ce părere ai? Interesant. Se pare interesantă, nu? Da, nu, serios. Sunt chiar... Uite și un mic copilaș acolo. Mai mulți copilași. Creepy, uite, unul normal. N-am se vede. Ok. Ori aparține? Cred că aparțin lui... Nu cred că sunt. Ce? Astea sunt aluvine. Ale tipului, da. Da. Ale artistului. Ok. Deja. Ne aflăm lângă fântâna giganților. Momentan este într-un stadiu de conservare. Se pregătesc niște activități de curățare, de îngrijire a acestei fântâni. Bineînțeles, proiectată și gândită tot de Vigeland, de Gustav Vigeland, care din păcate n-a mai ajuns să-și vadă opera finalizată, această fântână. În mijloc acolo sunt giganții ce susțin, nu știu, un platou, ceva de genul. Iar e pe fântână, probabil de acolo iese apă. E o fântână, da, probabil, da, iese apă acolo. Deși, da, în fine. Iar pe marginea lor sunt alte sculpturi, tot așa oameni, în jurul unor copăcei. Pare a fi ceva biblic, mă gândesc la
Adam și Eva în jurul copăcelului, nu știu, habar n-am ce, ce ar putea să simbolizeze, dar foarte, foarte umanistă toată treaba. Sunt mulți oameni în diverse, diverse posturi. Diverse posturi și Oana într-o postură nemai întâlnită până acum. Hai să mergem la obelisc. Să mergem și către obelisc. Obeliscul e este format din foarte mulți oameni. Din Asterix și obelisc. Tablou tineri făcând mișcare în natură. În parc. Excelent, superb. Și iată că am ajuns și la obelisc, care arată precum o reinterpretare a turnului Babel. O mulțime de corpuri de oameni, unul peste altul, unul peste altul. Iar în vârf, în vârf sunt parafii copii, ce se înalță către cer sau sunt înălțați către cer de către părinții lor. A foarte interesant, nu știu dacă se vede atât de bine pe, pe cameră lumina, cauza luminii. Lucrarea aparținând acelui aș, Vigeland, mare, mare artist Vigeland. Iar aici o panoramă cu parcul, practic o expoziție în, în aer liber. În aer liber cu o multitudine de locuri verzi, spații verzi, cu înțesată de artă. Minunat. Minunat. Pare că este și soarele între timp. Ce părere ai, Oana? Destul de interesant. Să nu respir pentru că telefonul nu face niște poze idiote. Destul de impresionant, nu? Da. Da. Nou panoramă cu podul. Pod ce mi-amintește de podul ce podul din Praga, rogul podul înțesat cu statuete din Praga. O altă sculptură, un alt exponat, probabil în formă de inel pentru a reprezenta infinitul. Așa cum șarpele își mușcă coada ca simbol al infinitului, așa aici oameni, femei, bărbați și ulterior copii, iar din copii către femei sau bărbați și tot așa spre infinit. Iar încolo este obeliscul. Și aici, obeliscul meu. Și loc de joc. Și capre. Ce capre? Îți glumesc. Nu se vede nimic. Dă-te cățelușul în pace. Suntem pe un drum forestier, dar suntem chiar în mijlocul peninsulei Big 2, care e practic un parc în aer liber, un parc în aer liber, care e o rezervație, care e un, un parc uriaș. E o pădure, e o pădure parc. Mergem spre muzeul Fram și cred spre alte, spre muzeul vikingilor, cred că mai multe puncte de interes aici. Natura
Natura, superba natură. Fram, ursuletul meu polar, costumat în negru astăzi. Ți-ai uitat hainele de gală? Albe? Acasă? Mi s-a dus pe lângă. Te doare pe lângă? Îmi doare pe lângă. Iar în față avem centrul pentru studii ale Holocaustului. Și arată ca un hotel. De fapt, chiar era un hotel acela, Villa Grande mai precis, iar asta de fapt este intrarea către Villa Grande, de fapt către acest complex unde se găsesc pe lângă, se găsește pe lângă zona aia de cazare, Villa Grande, se găsesc și alte spații și alte zone unde se studiază, unde, mă rog, pentru studiile astea ale Holocaustului, în legătură cu Holocaustul, dar și studii despre religiile minorităților. Cam atât am avut de raportat. Noi în continuare suntem pe această peninsulă Big 2 sau Big 2, nu? Big 2. Ne îndreptăm către, în continuare ne îndreptăm către muzeul Fram. Ne auzim. Uhu! Nu e, nu cred că e electric, e... pare ceva vechi, pare ceva vintage. Mașinuca. E simpatică. Simpatică. Simpaticuță. Și Porsche-ul ăsta în față e simpaticuț așa. Ce poți să zici despre el? Panamera. Panamera, nu e Panamera, ce e Panamera? Panamera e, nu știu ce. Nu știu, parcă aș fi zis că e Panamera. Stai că acum trebuie să mergem pe aici? Nu pe aici, că acolo se înfundă. Pe aici trebuie să mergem. De ce vine copilul ăsta pe aici? Când eu pe aici o luasem. Avea probleme serioase. Se ducea la job. Deși e 1 mai. Na, în fine. Ei, ce frumos e aici.
Și iată că nu doar la noi se schimbă bordurile, se schimbă și la alții bordurile. Păi da, nu trebuie să facă și un ban cinstit? Corect? Muzeul Fram, care este un punct popular de atracție în Oslo, a fost construit în 1936 în onoarea a celor mai faimoși trei exploratori norvegieni, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen and Otto Sverdrup, pe numele lor. Muzeul include mai multe muzee, de fapt, și monumente istorice. Aici se pare că și are locația și de vară, mă rog, rezidența de vară, regele Kongsgarden. Habar n-am ce e asta. Fram este, de fapt, vasul, primul vas folosit în explorarea cele mai interesante din zona polară. De fapt, earliest, cele mai timpurii explorări. Aici sunt expuse mai multe lucruri, printre care despre viața polară, artefacte, precum și echipamente și alte obiecte folosite de navigatori în explorările lor. Imediat lângă muzeul Fram este Kon-Tiki Museum, muzeul Kon-Tiki, care este făcut în comemorarea expediției epice a lui Thor Heyerdahl, construit chiar de el, de altfel. Expediție din 1947, care a traversat Oceanul Pacific cu ajutorul unei bărci din balsa, din lemn balsa. Muzeul a fost deschis în 1950. Un muzeu renumit și de importanță mare pentru norvegieni, vizitat și de regina Elisabeta II, precum și de președintele Eisenhower, dar și de regele Thailandei. Și cam asta a fost cu insula, cum se cheamă, 8-2? Nu se poate. Cum se cheamă? Big 2. Acum părăsim peninsula, o părăsim pentru că am cam văzut ce era de văzut. Ne-am plimbat prin sătucul ăsta, că e un sătuc, mă rog, un orășel practic. Foarte, foarte drăguț, case, proiecte arhitecturale foarte mișto. Am văzut și muzeul Fram, am trecut și pe lângă muzeul vikingilor, care este închis pentru renovare până în 2026. Acolo sunt expuse chiar afară, dar nu erau în momentul de față fiind în renovare. Trei nave vikinge originale, două dintre ele renovate, una chiar originală și cea mai veche undeva pe la, făcută undeva în jurul anului 600, parcă, ceva de genul ăsta, nu mai știu, 600, atât de veche și expus afară. Am trecut în același timp și pe lângă muzeul popular, mă rog, cred că un fel de muzeul satului, pentru că acolo erau expuse la exterior case și așezăminte vechi de tipul viking, de tipul culturii Sami și așa mai departe, biserici și alte așezăminte, construcții, clădiri de genul ăsta. Nici ăsta nu era deschis, era închis. Am trecut pe lângă el, n-am putut vedea decât de afară câteva căsuțe. Iar acum cred că mergem să mâncăm, dar mai avem până ieșim de pe insulă. Oana, cum ți este stomacul? Nu știu dacă îl mai simt, nu știu dacă mai e aici. Foame de lup sau foame de dragon sau foame de viking? S-au autodigerat stomacul meu, singur, singurel. Să vedem ce găsim de mâncare pe aici. Cred că vânăm ceva, că ceea ce suntem în câmp deschis. O gâscă. Vânăm o gâscă, o facem pe...
O mâncăm cu pene cu tot, cu ful și cu tot. Ne bate o gâscă, din asta apare pe... Nici că-i pe steroizi. Ne mănâncă ea pe noi. Da. Baby shark t t t t t t t t t t. Exemplu de infrastructură. Pistă de alergat. Zgură. Tot pistă de alergat probabil, dar și pietonală în același timp merg chiar eu pe ea. Pe lângă apă, pe lângă marină, avem o pistă pentru pietoni, plimbare. Imediat lângă pistă de biciclete, cu ambele sensuri. Și imediat lângă autostradă. Autostradă cu trei benzi pe sens. Iar imediat lângă Cale ferată. Și iată cum vine un biciclist spre mine, în mai mulți. Exemplu de infrastructură. De cum trebuie gândit un sistem integrat pentru circulația pietonilor, pentru circulația mașinilor, mijloacelor de transport în comun, bicicliștilor. Bineînțeles, și lângă avem marina. Marina. Și ea e Oana, nu e Marina? Tot murim de foame, puteți ne facem o salată cu niște rucola de aici. Rucola. Da, niște rucola, prindem și 2-3 peștuși de aici. Asta deja e science fiction. Și cu o mică gâsculiță. Mănânci o salată. O rucola cinstită, o sălățică frumos. Da. Asta e exemplu de integrare a, de cum să integrezi un sistem integrat de infrastructură adecvat. Acum ne îndreptăm către cea mai nouă sculptură, statuie din Oslo, reprezentată de morsa Freya în mărime naturală. Morsa Freya, 600 de kilograme avea, și-a găsit locul undeva pe aici, prin marina din Oslo, anul trecut, undeva prin vară. Și nu știu, poți să ne spui tu, Ana, ce s-a întâmplat? Păi, oamenii au fost prea drăguți cu ea, foarte simpatică, nu i-au făcut rău și așa mai departe, însă... Sorry. No problem. dar au încurajat-o prea mult și au... Practic, ei i-a plăcut foarte mult atenția și simțindu-se extrem de bine pe aici, a început să doarmă pe bărci. Să le scufunde pe una din ele. Era foarte grea. Da, fiind foarte grea. O văcuță. Și, na, i-a plăcut mult prea mult pe aici, iar oamenii i-au acordat foarte mult atenție și sfârșitul a fost, bineînțeles, unul tragic, la fel cum se întâmplă și pe la noi cu urșii, că suntem niște idioți, noi ca oameni. Și bineînțeles că au eutanasiat-o pentru că, na, era o posibilitate foarte mare să atace și oamenii, pentru că oamenii se apropiau foarte mult de ea. Copiii și oamenii se apropiau de ea, ea era blândă, dar pentru a proteja oamenii și pentru a evita orice risc, au eutanasiat-o. Deși se spune că au încercat să o și mute de aici, să o ducă într-o locație mai safe pentru ea, în siguranță. A fost destul de grea procedura și am înțeles că totuși i-ar fi făcut rău treaba asta, mutarea asta. Ea este morsa Freya. I-a făcut mai bine faptul că au omorât-o. Iar Freya, de fapt, din mitologia norvegiană, mitologia Sami, cred, este, de fapt, zeița dreptății sau ceva de genul ăsta, zeița dreptății și cred că frumuseții. Și iată.
Zeița Freia. Când ai cartelă telefonică, folosește o carte. O străduță frumoasă în mijlocul orașului. Oana se odihnește că îi zbucnesc picioarele și noi ne continuăm drumul. Orașul e pustiu. Nici o mașină, două, trei mașini, nici un om pe stradă, doar noi. Noi lângă Muzeul Național, a ieșit și soarele și nu e nimeni pe drum. Bine, e și 1 mai, oamenii probabil sunt la grătar în propriile lor curți, în propriile lor căsuțe minunate. Proiectele lor minunate, arhitecturale, vai de capul nostru, ce frumos, și arată-ne că am ajuns iarăși în buricul târgului. Pe stânga aici e primăria. Și suntem uimiți că nu prea sunt oameni, nu prea sunt oameni. Primăria. Piațeta din jurul ei. Pare să că se cheamă cumva Viking Planet, ceva de genul ăsta. Superb. Molov Oslo, împreună cu concetățenii noștri, au cucerit și nordul, i-au cucerit și pe vikingi. Bravo, băieți, ține-te tot așa. Let's go. Catedrala din Oslo. Se cheamă străduța asta, piciule? Așa se cheamă? E, nu știu. E, nu știu. Da, a fost E, nu știu sau E, nu știu? E, nu știu.
uite ce viloacă. Viloacă șmecheră. Pe față aici, la ora 1, altă viloacă, asta e mai... Aici, pe stânga, la ora 11, altă viloacă mai... Cum si cum sa. Hai să vedem ce ne mai rezervă această străduță. Asta este un cartier de case sau ambasade. Aduce mult cu Bulevardul Dacia din București. Însă la un nivel mult superior. Cum se cheamă cartierul ăsta? Ai idee? Dumneșoară, dumneșoară? Uite, mă salvează plăcuța, Riederswald. Ah, Riederswaldsgate e strada. Dar cartierul... Dar n-am cum se numește, se numește... Dă te trăznește. Major Stuen. Major Stuen. Superb. Major Stuen. Major Stuen. Splendide, splendide aceste case. Unde mergem pe aici? Așa, așa, așa. Așa, sau doar în față. Stai că suntem dezorientați. Și eu și Google. Pietonal corect printre copăcei. O potecă frumoasă. Căsuțe frumoase, căsuțe colorate. Colorata mâine, gata. În prima, a doua la dreapta. Și căsuțe gri. Și alei tot gri. O mulțime de Tesla. Tesla peste Tesla. Parcă sunt loganurile la noi, Tesla la ei. Uite cu ramele astea de la ferestre. Khaki. Verde khaki. Asta e o vreo ambasadă, mă, de aici, de-n față. Vreun palat, ceva. Nu se poate. Este? Nu ne apare. Uite aici un steag al Marii Britanii. Nu? Ba nu, e steagul Norvegiei. Cred că e steagul Marii Britanii. Uite și un Volvo vechi, clasic.
solidă mașină. Da, și de fapt era ambasada Americii, chiar ambasada Americii. Cu o curte uriașă. Aici niște locuințe... ca în România. Fix ca în România. Aici o locuință fix ca în România. Aici stă ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Uite, uite-l, 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 salut, salut, salut. Asta e ambasada Turciei. Asta în spate galbenă? Da. Oh, uite, au și un eveniment aici. Oh, super. Chiar foarte aproape de cazarea noastră am dat și de o reprezentanță de la Tesla. Am zărit-o prin pe aici, prin zona asta, nu știu ce, e o zonă. Pare să fi fost industrială înainte, dar reconvertită acum, probabil de curând. Și aici cred că e un fel de showroom în aer liber cu toată gama de modele Tesla. Foarte tare. Un fel de showroom Renault, cum am avea noi la Dacia. Toate modelele. Da, și... A, și acolo e gara, da. Aici a fost probabil o zonă industrială. Ceva, au fost ceva, niște hale înainte, ceva. Dar acum l-au redefinit funcționalitatea. Foarte tare. Trenul. Vino cu acea să fac o filmare cu tine. Vino. Vino să fac o filmare cu tine. Acolo stăm noi.